Da, haideți sorul ca în cap. Haideți sorul ca la mine toți în cap și eu voi sta și noi facem nimic. Deci eu n-am nimic împotrivă să aibă loc, dar în același timp am dreptul la mijloacele legale de acțiune împotriva celor care comit un abuz. Mai spun încă o dată, pretențiile care le-au dumnealor față de mine se rezolvă în cadrul alegerilor. Dacă vreți, luăm codul electoral, acolo scrie negru pe alb. Pentru conduită inadecvată, pentru nerespectarea intereselor comunității, pentru alte lucruri de genul ăsta, primarul se revocă prin referendum. Ștefan cel Mare nu este în interesul comunității, scara de la Valea Morilor tot. Ei bugetul au adoptat în iulie, trebuia probabil până în iulie să închid toate întreprinderile, să nu funcționeze nimic și așa mai departe. Nu este clar cine și împotriva cui trebuie să facă referendum. Poate ar trebui dizolvat Consiliul, că activează așa cum activează. Prin urmare, motive legale nu sunt și avocații se ocupă de apărarea legală. Deci, n-am nimic împotrivă, dar și cu utilizarea mijloacelor legale de acțiune. Că așa, anarhia care o promovează ei, pe noi la nimic bun nu o să ne ducă. Atât.